Autoritățile anunță 54 de cazuri noi de COVID-19 înregistrate de ieri și până astăzi, iar cifra totală a infectărilor a ajuns la 7147. Între timp, autoritățile spun că cifra celor tratați crește treptat. Până astăzi au fost vindecați 3802 persoane, adică aproximativ 54% din totalul cazurilor. Totuși, 275 de pacienți rămân în stare gravă în spitale, dintre care 23 sunt conectați la aparate. În continuare, cele mai multe cazuri, peste 2200, sunt în capitală, după care urmează regiunea transnistreană. În Soroca, acolo unde mai persistă focarul de la centrul de plasament din Bădiceni, sunt aproximativ 470 de cazuri, după care urmează raioanele Cahul, Ștefan Vodă, municipiul Bălți, raioanele Edinet, Ceadăr Lungă și Glodeni. De asemenea, până astăzi au fost confirmate 261 de decese, printre ultimii pacienți răpuși de COVID-19 fiind și un medic infecționist de la spitalul din Comrat în vârstă de 45 de ani.